De atunci și până acum, principalul punct de traversare a canionului Tara. O să aveți și dumneavoastră imediat de la înălțime imaginea podului, deci vă puteți scoate aparatele de fotografiat. Drumul fiind în serpentină, se va vedea și pe dreapta și pe stânga. În funcție, uitați, se vede deja în dreapta jos, lângă cabanele alea.